Un accident rutier a avut loc duminică după amiază pe raza localității Dumbrava, comuna Cornuluncii, după ce un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. În evenimentul rutier au fost implicați 5 tineri, iar 2 dintre ei de 18, respectiv 22 de ani, au murit. La fața locului au intervenit pompierii militari cu auto speciale pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a 3 echipaje ale serviciului de ambulanță județeană. Ceilalți 3 răniți cu vârste de 18, 19 și 20 de ani au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean Suceava.